Kanka onu bir Andrea, deneyeyim mi bomboyu? Andrea indi fırın Gat tamam gat çizgi tamam hay içerisinde. uite cam intrat și Just eu zic acum. ceva în fața să o post. Ei, și Eu, ce man. dacă ai intrat live? Ia uite, dar nu mai putem. Am intrat și eu acum live să vedem care mă înjură. Top live 2022 cu jurături. Pe tine nu te înjură nimeni, mă, că tu ești scorpion. Bă, găme, ești pula să-mi bag. O zic că ție n-are ce să-ți facă, mă, nimeni. Da, să stai, mă, să mă sugă, stai, mă, care nu mai mă știu jură cine să mi-a mă zis. sugă. Nu, mă, mi-a zis cineva, frate, că... M-a întrebat ce s-a întâmplat atunci cu faza aia cu banul ăla de 7 zile, știi? Așa. Care ți l-a dat asta acum. Și așa. Am zis, păi, eu dau bani și l-o scos. Și eu zis, păi, normal, că n-are ce să-i facă la scorpion decât să sugă pula. Dar tot admin era, parcă. Tot îngeraș. Da. Nu mai știu cine era. Respect pentru toți cei din Pro 4 Kings. Ia că am dat și aici, da. Ce treacu să mișcă ăsta, bag picioarele în el. Așa, hai mă să vedem ce facem acolo. Să vedem ce facem, hai vină acolo. Să strâmbă gura, ăla cu căi. Hai, hai. Mergem, Antonio, mergem să dă și noi cardurile? Mergem. Mie mi-e frică că mă prinde aici. Eu fac carduri de plăcere, mă. Nu fac de... Stai, s-o cheres, mă. Care vrei, mă, carduri? Moca? Da. Da. Dă-le la Giulietta. 6 carduri, 6 milioane. Aaaa. Păi, dar tu ce crezi, mă, că le dau așa, moca? Ia auzi, bă, nici tata lui mama nu i-a dat, mă, că ești de bun vrei să te... Aoleu. Carduri, 6 milioane. Bă, dar fratele meu, asta înseamnă să fii mafiot, să cer bani. Am înțeles. Ia, îi dau lui Giulietta, că Giulietta măcar îmi dă ceva. Nu-i așa, draga mea? Da, cum să nu? Păi vezi? Ia băi, ăsta, costumatule, ia hai cu mine, mă. Eu? Da. Da. Tu rămâi aici, da? Da, da. Bine, viața mea, hai te pup. Hai, bă. Noapte bună, ceau. O, că mă duc să mai fac afaceri prin oraș. Dar nu mai vin. Hai du-te, drecu! Hai să scoatem pe bătrâna și să mergem să facem și noi afaceri prin oraș. Păi hai să o luăm și pe Andreea, că Andreea vrea să meargă la carduri cu ei. Lasă că la carduri, Andreea, mă, noi mergem la afacerile noastre. Andreea, dă și tu mașina asta, că merg cu ăsta să fac niște afaceri cu el. Andreea, m-a furat. O, oh, ce faceți, domnul? O, oh, să salutare, băieți. Mamă, coaie, bă, bă, coaie, vină cu coace, știi cine e ăsta, coaie? Să moară familia mea, hey, de tine. E ăla, mă, cum îi zice? L-am luat după pantaloni. Bănăstina, sire, senore. Seniorita. Cum stai, senore? Tot bine? Bine, bine, da. Stai ăla, bă, cum îi zice, mă. Zi, mă, că stă pe lângă. Da, Pablo, Pablo. Pablo, scopar să moară, mamă. Ne bucurăm prezența dumneavoastră aici. Suntem foarte fericiți că sunteți aici prezent cu noi, domnul Pablo Escobar. Un autograf pe piept aici, vă rog frumos, dacă se poate. Cu limbuța, pe sfârc. Cu un pix aici, dacă se poate. Uitați, vedeți aici, pe, stâng, pe brațul stâng m-am tatuat, acolo scrie Pablo Live. Haideți, domnul, ducați-vă, fi serios. Să mor dacă voi. Tot respectul de Mr. Pablo Escobar. Dacă vreți, Maximil Lope, un carnețel ceva. Pe un carnețel, domn Pasbu, cum să nu? Ce faceți, domnul Pablo? Uite, am revenit într-o bătălie puternică în Groove Street, abia am gustat. Restul dar foarte ciudat, stăteam și eu pe balcon acolo la casă și într-o dată văd că îmi trec niște glonțe pe lângă cap, știi? Mamă. Poliția, probabil. Poliția, ce ne putea? Fără să fac nimic, dai seama.
M-a plăcut, a jucat bine în film. Foarte frumos film. Să nu mai zic că au venit niște medici de... Cred că era Iisus Hristos acei medici, că au resuscitat niște oameni de vreo 3, 4, 5 ori. Aceiași oameni. Ah, e bine. Minune, minune de la Dumnezeu. Probabil, cine știe. Mișto, mișto. Domnul Pablo Escobar, noi nu mai reținem din această vizită. Aveți treabă. Mergem să facem niște combinații afaceri. Dacă doriți să veniți cu noi, desigur, vă luăm cu tot dragul. Nu mai vin, nu mai stau nicio foarte mult în oraș. Bun, domnul Pablo. Vă pup și multă sănătate, domnul Pablo Escobar. La fel, la fel. Salut. Sper să ne mai revedem. Sigur, sigur. Stai seama cu aia, domnul Pablo Escobar aici la Pro 4 Kings, Romania. Hai bă, urc. Mama, asta n-are benzină. Fute mar norocul, ia să mă fut. Cum mă cu aia să rămân fără benzină? Hai să luăm Tesla. Ce să luăm, mă, Tesla? Uite că luăm pasta. Hai, urc. Până acolo nu mă. Nu trebuie să mergem cu mașină de lux până aici la parcare. Pe ce, mă, să nu-i de lux, el e 7. Bă, da. Să știi că... Da, e mașină de lux. Chiar arată și forță. Așa, hai cu metri. Știi ce trebuie să facem, nu? Dezvolt. Hai să o împingem. Stai așa, să o împingem din spate. Din față sau din spate? Din spate, din spate trebuie pisă. Bă, de ce o ia încolo? Lasă-o așa, mă. Ca să putem să o prindem în partea asta. Op, stai. Bă, ce faci, bă? Că trebuie să o bagi cu spatele, firea al dracu. Stai că mergea schema. Am eu altă schemă. Trebuie să o dăm în partea alaltă. Am eu altă schemă. Lasă-mă dracu cu schema. Ce faci, mă? Nu mai are deloc? Deloc! Aole! Vrei să o bușesc puțin cu altă mașină? Stai. Că-mi ia și pula în ea. Cum am rămas eu fără benzină la asta, nu știu. Și eu cred că fură ăștia benzină cu furtun. Cred că. A-ți place să te uiți cu metri? Aulu. Dă, las-o așa, bă! Păi uite, vezi? Du-te dracu de aici, că iau-te unde mi-a băgat-o. Eu o dădeam bine sau mor, tu ai dat-o strâmb. Nu, că tu ai dat-o strâmb. Păi, dar ce n-ai zis că vrei cu față, că vrei cu spatele? Vreau să bag cu spatele. Dacă cam greu mergea dracu mașină. Ai scos-o din viteză? Da. Ce dracu? Cred că i-am scos de tu frâna de mână. Gata, hai că... Ai pinge cu mine aici. Dar nu mai apăsa pe nimic, am pinge doar. O da grea ea dracului, împiliceat. Două tone cu metri. Gata, las-o așa. Cum merge aici? A, pula, nu merge. Dă-o mai în spate, că merge la aia de spate. Ai frânat, te-ai moartă să te înfrânezi. Gata. Stai să mă urc în ea. Merge? Merge. Hai, deci... ține de cablul ăla, ca să poți să bag aici. Hai că țin. Hai că ajunge cablul. E furtun, scorpion. Așa. De fapt e pompă.
Păi ce mă, ăsta-i cablu? Așa. Cablu e de la cuplu în ier, de furăm noi. Ai, de pula, bă. Hai că am zis-o și noi. Uite, mă auziți? Da, da. Spune-mă că l-auzim. De ce vei careva la calculatoare? Ce? Păi ce ai făcut? Ce nu mai ai, îți dai un rachiu? Lasă că iau de aici, cam în basculă. Bă, dacă ne aude domnul primar, poate face ceva sau cumva posibil să nu mai dispară benzina, frate, din mașini. Gata, bă! Hai, Doamne, ajută. Poate... Nu mai ne fură benzina, știi? Gata, mă! Cablu! Ai băgat cablu înapoi? Da, da! Unde mergem, mă? La primărie? Da, se vede! Are cineva idee dacă e sărul predator, e bun de ceva? Nu știu. Nici nu știu ce ăla. Ce... Ce zici tu? De Acer, ce zice ăla de Acer, nu știu ce. Am un Asus acum, laptop. Așa. Vreau să-mi iau un Acer Predator. Păi fii atent, scrie componentele pe YouTube. Așa. Vreau să mișcă pe jocuri. Ah, ok. Adică că poți să vezi un review de la laptopul respectiv. De care ziceai? Acer Predator? Da. Bă, să știi că... De care procesor e? Atent. A? E procesor Intel Core i7-10750H, generația 10. E bun, mai bun. Bun. Pleacă video ce ai? GTX GeForce RTX 2060. E bun. De cât? Simplă. RAM? Ăla are 6 GB RAM, cred. RAM? De 6 GB? 32 de RAM. Okay. Bun, nu, placa video cât are. Placa video, mă. Video 2060, n-ai auzit? Păi da, RAM-i la placa video. A, RAM-i de la placa video, da. 4. Pula. Nu știu. Cred că 4. În fine, oricum, merge bine. Și ce bani? Tank. 830 de euro. Bravo, ai bine, bă, băiatul. E parfumul ăla. Bine. E, da, bă. Trebuie să-i dau mesaj, bă, nu? Da, mă, da, e bun la banii ăștia. Nebun, îmi pui unul nou, e vreo 2000 de euro, frate. Unul nou nouț. Hai că pe aici nu mai e nimic. Păi, eu am acum un Asus de la Strix, morții lui, Republic of Gamers, știi? Dar e mic, e de 15 țoli. Da, mă. Și vreau să-mi iau ceva de 17, știi? Da. Ziceți că se merge să-i dau mesaj. Da, 1800 am dat eu pe al meu, mă. Tu ai calculatură, bă. Aprilie. Ce rost. Tu ai calculatură, îl vrea să-și ia laptop. Păi nu, eu vreau să-mi iau laptop, că mai vin cu el la mult. 2 giga de RAM, 30-60 Ti. Dar care-i diferența? Că eu am generația 8. Lasă-mă, Brene, Nicule, că tu la ce calculator ai și ce ți-ai mai luat pe lume, zic că te-ai răzburat pe Ceaușescu pentru vremuri mele. Ce procesorul sau ce? Nu, așa e, generația 8 la mine. Păi da, procesorul e generația 8. 16 pe PS-ul ăla, turc. Uite, am 5-1000... Nu, 10400F și e bună, ca bun ca vreau să știi. De asta merge mie mai bine, gen. Bă, dar cam mort și pe aici, mă? Da, mă, cu aia nimeni și mă. E pustiu. Unde sunt ăștia, mă, 289? Păi nu prea sunt. Ce-mi cam doresc patru. Unde mai mergem?
Hai să vedem placul de plast. Aha, de la bag hamă să bag pe locație. Dar mai am întrebări la voi. Yes. Deci fii atent, are placa odată aia Nvidia GeForce RTX-ul ăla 2060 și mai are o placă a lui integrată. Dedicată. Da, dedicată. Sau integrată, morții ei, de 6 GB. Mamă, fii atent că ai și sindicatul. Da, mă, e dedicată, n-ai treabă cu aia. Tu trebuie să joci în placa video aia pe GeForce. Hai să mergem pe aici. Da, o să-i dau mesaj acum să mă cei. O fider. Bine, hai taceți puțin din gură că am o întâlnire aici. Dar uși ce muzică. Dacă auzeam cum la trântii. Maaa. Dacă eu voiam război. Auzeam cum la trântii. Ia uși. Ma. Dar m-au dat în primire unii. Oh. Adevărat. Ala o oră după masă. Mi-au intrat mascați în casă. Ma. Dar m-au intrat mascați în casă. Băi nene, băiatul meu ce spune? Băi tate, pe tine vor să te ia. Dar și să nu faci grupele. Da să iau la băiat oftatul. A, Florine! Măi, nene, am ascuns să automatul. Por. Mi-a spus un mascat pe plat. Ia-o-s. Dar știu că ești nevinovat. Bine, băi! Eu îți respect meseria, dar noi ne facem datoria. Doamne! Ia-o-s. Dacă eu vroiam război. Băi, nene, vroiam urea și voi. Știți că nu dau înapoi. Aoleo, mascaților, eu sunt șeful hoților și rămâne muritor. Ia-o-s-o. Ia stați, mascaților, stați. Nu vreau să mă încătușăt. Stați puțin, aveți răbdare. Poate zvoți, dar am valoare. Vreau să ies liber pe ușe. Nu vreau să ies în cătușe. Mă urc singur în mașină. Că știu că n-am niciodată. Asta e puțin dubios. Ce? Să sărăți în stadiul ăsta în care să mă crați în spate. Te spun un șpriț. Te rog, bagă un coniac. My God, fără violență. Yala, yala, ra, ra, ra. Dacă voi de data asta să nu disperă nevastă, familia mea iubită să nu fie hărțuită. Când nu mă găsați cu tot neamul de mască. Ai da, mam. Nu vorbești cu fumează. Now what is mascați plasa că n-au încă. Ce energie ești bia, moliu. Da. Ce zis? Nu vorbești cu fumează. Și presa la zid mă pune să la televizor. Apar pe orice cană. Te doriți dați-mă. Hai noroc. Da, ne ajută. Bun, bravo, bravo. Foarte frumos, n-am auzit nimica. Da, adevărat. Frumoasă melodia asta, chiar m-a atins la suflet.
Și pe mine la pălării. Mai puneți și voi o melodie, băieți. Nu stați așa, nu fiți... Ia du-te, băi, DJ-ului, pune o melodie. Pune-mă ceva acolo de suflet de mafie, mă. Ia bagă pe aia, mă, da, vine mafia, mă. Asta zi bombardiere așa de... Stai, mă, un pic. Bagă-o pe aia. Băi, bagă-o pe aia, Luguță, vine mafia. Când am intrat prima dată în orașul ăsta, dar a sperat toată lumea. Bine, că acum e doar în cor, asta e partea a doua. Și pe sus vă ia, v-ați băgat în afacerea mea. Ia uite cine știe. Cine știe, cunoaște, da. El știe melodia și înseamnă că ai prins vremurile mele. Păi, ascultați-o când era mai tânăr, domnișoare. Acum ascult este mai... Ce tânăr sunt? Doine, da, de suflet. Dacă eu voiam război, păi voiam... 10 cu noi. Hai, șerif, bagă o muzică de aia să mă... Acum sunt în 5. Hai, bă, bagă! Fiu rece iară. Se-i nasol să fie deci, crede-mă. Ce are, mă, nu mai merge, l-am stricat. Las că vă pun eu din gură, mă, vă cânt. Se amoră. Ia zâbia, unde vrei să mergi? Asta mă, să vedem să punem noi o muzică. Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. Stai să caut eu aici. Stai, mă, că... stai așa, mă, stai așa că pune. Melodia. Da, da, cu frații mei. Mamă, oprim melodia. Nu este loc pentru oricine, e lupta pentru cine e.
avem părere dacă e satul întreg și părereile astea. Hai că s-a dus și eu și ghiost. Kellner. Vreau ca să vedea, vreau pe aici. Băieți, m-au zis-o? Da, mă, da. Bă, l-am scos la 700 laptopul, mă, e bine? Bravo! E ton. 700 ce? Da, dar vezi să nu fie vreo ceapă, să aibă ceva. Mă duc și-l iau eu, personal. Bine, adică bă! Asta zic. Ia-o pasă, Sturgan. Ia-o! Bagă-ți dedicație, mă! Ascultă-mă bine, nu te loc cu mine. Vrăjeala nu ține să mă-i cuți ca tine. Din două cuvinte și un telefon o să pun pe fugă un batalion. Ascultă-mă bine, nu te loc cu mine. Vrăjeala nu ține să mă-i cuți ca tine. Din două cuvinte și un telefon o să pun pe fugă un batalion. Lasă-o, bă, pe aia, da, oar dracii, lua oar fox-o, ia. Da, pe adevărul că era melodie de bucăiți. Ia auzi, bă. Care ești, băi, bucăițele? Care ești, băi, bucăițele? Frax sau Pavel, dacă nu-ți uite. Ah, Pavel. Mergeți pe vârfuri când treceți pe strada noastră. Ce zici? Nu vreau să vă puneți cu categoria grea. Nu vă mai luați grade singur peste noapte. Voi sunteți ca ciopul lângă diamante. Deci suntem o forță pentru că putem. Și voi sunteți așa mici, nici nu vă vedem. Nu vă mai luați grade singur peste noapte. Voi sunteți ca ciopul lângă diamante. O melodie care îi se potrivește lui și lui Robert Ioc. Cea mai nouă melodie.
Doamne ferește, desnuga ambițioasă, din mai daneze cât de câine de rasă. Pe lângă noi să nu vorbiți de șmecherie, voi nu sunteți ca noi, aveți grade de hârtie. Știu că vorbiți de noi doar pe la neamul vostru, altfel n-aveți curaj că-i vai de capul vostru. Care vrea afirmații doar să îndrăznească, nici tancurile germane nu să ne oprească. Luați grade singuri peste noapte, voi sunteți ca ciobul lângă diamante. Deci suntem o forță pentru că putem, și voi sunteți așa mici, nici nu vă vedem. Nu vă mai luați grade singuri peste noapte, ia mașina în față. Voi sunteți ca ciobul lângă diamante. Deci suntem o forță pentru că putem, și voi sunteți așa mici, nici nu vă vedem. Dai, te rog. Dai, te rog, dai un punct. Deci, că ți-am dat de o grămadă de ori. Și Gabriela trebuie să-mi dea. Gabriela, te-ai făcut. Iar. Dădărea, unde ești? Te duci, gata? Prea m-auzi? Știi ce zic? Amor de mine, Sanchi, chica, chica, amor de mine. Tu ai ceva în privirea ta, ce îmi spune mereu, ui de vină în coa. Merge așa legănată, e cea mai mândrăvată. Bine, mă, bravo! Ca tine n-am văzut și n-am să mă vreodată. Tu ai ceva în privirea ta, ce îmi spune mereu, ui de vină în coa. Merge așa legănată, e cea mai mândrăvată. Bun, dragii mei, ne mai auzim și mâine. Vă pup și nu